Eu am fost implicat în scrierea PNRR-ului în Ministerul Agriculturii din poziția mea de subsecretar de stat între martie 2020 și martie 2021. Și echipele mele au scris 8 fișe de investiții pe PNRR, din care doar una, cea cu liceele agricole, a fost preluată de către Ministerul Fondurilor Europene. Din păcate, două fișe de investiții majore pe care Ministerul le-a creat, și anume cea legată de gestiunea apei, tocmai subiectul Bărădan, o fișă de investiții de 6,5 miliarde de euro, pentru care au muncit vreo 150 de oameni din minister 6 luni de zile, n-a fost luată în calcul de către ministrul fondurilor europene Ghinea la acea perioadă, considerând că România nu are nevoie de rezolvat problema irigațiilor din România și a gestiunii apei. Cei mai mari ecologi ai României, din păcate, o ecologie roșie, bineînțeles, știți că acest tip de ecologie se aseamănă cu principiul pepenului galben, pepenului verde, adică verde pe din afară și roșu pe dinăuntru. O astfel de gândire neomarxistă nu ne-a permis Ministerului Agriculturii să putem rezolva pentru totdeauna problema apei din Bărăgan și din alte zone ale României, în primul rând din Bărăgan. Și aici este marea dezamăgire pe care am avut-o eu, cel puțin când am fost în minister. Chiar dacă n-am fost eu care m-am ocupat de această fișă, ci colegii mei, ceilalți secretari de stat, că România nu a reușit să rezolve o problemă nerezolvată de 32 de ani, și anume problema apei din Bărăgan. Problema gestiunii apei, care poate fi rezolvată fie prin irigații, fie prin alte 30-50 de metode de gestiune apei mai inteligente decât irigația. Deci, din păcate, în acel moment, n-am avut parte de un guvern responsabil care să meargă, care să înțeleagă în primul rând el, și în primul rând nu l-am avut pe Ghinea, un om responsabil, care să înțeleagă nevoile Bărăganului din România și a României și să rezolvăm problema. Și atunci ne-am trezit cu un PNRR în care agricultura practic este inexistentă, mai puțin o fișă pe care colegii mei din echipele mele au creat-o, cea cu liceele agricole, prin care să putem profesionaliza aceste licee agricole ca să producă agricultori și nu absolvenți de licee agricole care apoi merg și muncesc ca angajați.